Chiar dacă în urma negocierilor purtate cu reprezentanții Ministerului Sănătății nu au obținut anularea coplății, organizațiile din sănătate au obținut o victorie deloc de neglijat, reducerea semnificativă a sumelor pe care românii vor trebui să le scoată din buzunar atunci când merg la medic. Proiectul de hotărâre este încă în dezbatere publică și va mai rămâne afișat pe site-ul Ministerului Sănătății la transparență decizională până pe 9 octombrie. Inițial, el trebuia păstrat pe site până pe 3 septembrie, dar termenul s-a prelungit tocmai pentru a se primi cât mai multe propuneri și variante. În vigoare va intra abia după ce va fi semnat de primul ministru și publicat în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, în cele mai multe cazuri, taxele pe care ar urma să le plătească pacienții, cel mai probabil de la începutul anului viitor, vor fi mai mici, cu până la 50%. Astfel, asistența medicală primară ajunge de la 4-5 lei la 2-3 lei, analize de laborator, de la sume cuprinse între 5 și 20 de lei, la sume cuprinse între 2 și 10 lei. Un RMN va fi redus de la 150-250 de lei la 50-75 de lei, iar un examen tomograf de la 150 la 30-50 de lei. La spitalizare, costurile scad la spitalul categoria 1 de la 60 de lei pe zi la 30 de lei pe zi, în timp ce la spitalele de categoria 2 prețurile scad de la 20 la 10 lei pe zi. Coplata reprezintă suma care poate fi percepută de la asigurați pentru serviciile medicale accesate. Domeniile în care se încasează această coplată stabilită în proiect sunt asistență medicală primară, asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv recuperare, medicină fizică și balneologie, precum și asistență medicală ambulatorie, asigurată în baza competențelor atestatelor de studii complementare în fitoterapie, homeopatie, planificare familială și acupunctură, asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice, asistență medicală spitalicească.